Doamne ajută! Bun regăsit la o nouă emisiune Vestea Cea Bună, emisiunea Școlii Brâncovenești, emisiune în direct cu părintele Cristian Pricop și Mihai Chircur la microfonul emisiunii. Sărut mâna, părinte, bun regăsit! Doamne ajută, domn profesor! Mă bucur că ne revedem. Ne revedem. După o pauză de o săptămână, datorată neprezenței mele în oraș, continuăm. Noi acum două săptămâni am vorbit despre misiunea bisericii și am zis ca să nu, că tema fiind foarte vastă, am împărțit-o în două și într-o emisiune am vorbit despre misiunea clerului și în cealaltă emisiune, în aceasta, urmează să discutăm despre misiunea mirenilor, a laicilor. Dar având în vedere că a trecut și au trecut două săptămâni, v-aș ruga, părinte, să facem o intrare treptată, așa lentă, să reamintiți ascultătorilor noștri foarte pe scurt, că și subiectul de azi, iarăși ne apucăm să le puizăm și iarăși zboară timpul, misiunea bisericilor, misiunea globală a bisericii și misiunea clerului, deci în foarte în rezumat, ca după aceea să existe o legătură cu misiunea laicilor pe care o discutăm astăzi. Încă de când Domnul nostru Iisus Hristos se afla în mijlocul ucenicilor săi, a instituit această poruncă sau deziderat misionar pentru întreaga biserică până la sfârșitul veacurilor. Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă și iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Această poruncă misionară a rămas ca fir roșu al întregii misiuni bisericești trecute, prezente și viitoare. În ea este cuprins, așa, pe scurt, tot ceea ce este necesar pentru un creștin, fie preot, fie mirean, ca obiectiv. Prin urmare, scopul nostru, atât clerici cât și mireni, este acela de a mărturisi, de a continua dincolo de pragul bisericii crezul pe care îl mărturisim în biserică. Mărturisim un crez. Acest crez îl rostim adeseori fără să ne gândim la el. Mulți dintre noi. Ca pe o poezie. Da. Dar el este cu adevărat un crez, adică un simbol al credinței. Da? Ei, s-a și spus de altfel că dacă toată dogma bisericii, dacă toată doctrina bisericii s-ar fi pierdut și s-ar fi păstrat doar crezul, toată ar fi fost realcătuită pe baza crezului. Atât de puternic și de bine sintetizat este crezul. E, și le suntem datori Sfinților Părinți pentru treaba aceasta. De la Niceea începând. Niceea și Constantinopol în primul rând și apoi și ceilalți Sfinți Părinți care au formulat dogme și canoane pe baza crezului Niceo-Constantinopolitan. Da. Dar în primul rând lor. Constantin Noica spunea la un moment dat că Europa n-a avut existență decât până la anul 300, decât de la anul 325 încoace. De la Niceea a început Europa. Bine, acum, în adevăratul sens acum, al cuvântului. Și argumentează Noica în sensul că pentru prima dată în istoria globală a lumii acesteia, cunoscută și, eu știu, tot ce se știe până acum, nu s-au adunat din toată lumea reprezentanții tuturor popoarelor pentru a dezbate ceva. Niciodată. Părinte, acum ce se întâmplă? Noi suntem în foarte mare eroare și înșelare, sau nu toți, mulți dintre noi, când vorbim despre Europa. Când spunem Europa, ne gândim la ceva idilic, așa, perfect, da. Dar nu foarte bine conturat, nu știm cam ceva cum fantomatic. E. Ceva fantomatic, da? O himeră. O himeră în deșert. Ca să vă spun, de exemplu, pe profesiunea mea, se vorbește de universitățile europene, cea mai veche universitate din lume, de la Bologna 1200 și, mă rog, păi, din punctul meu de vedere, am date foarte concrete, primele mari universități din lume au fost la Constantinopol. Sigur. Acolo erau învățați și erau universități, dar numai că la momentul ăsta Occidentul catolic... Și nu numai, înainte de Constantinul, la Alexandria Creștină, Alexandria Egiptul, Creștină, perfect, unde a fost Origen, da, cel da, mai mare da, Egen da, al creștinismului, da, 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 și al lumii.
Și din timpul lui său. Dar Occidentul catolic și desacralizat, laicizat... Cumva apropiat de ideologia musulmană, pentru că studiau, nu? Peste Pirinei, în Spania musulmană și mai jos, poate în Africa maghrebiană, nu? Da. Avem un telefon, să nu-l lăsăm să aștepte pe ascultător. Doamne ajută, sunteți în direct. Doamne ajută. Bună ziua, domnul profesor Chircor, și sărut mâna părinte Cristian Mircea Pricop. Vreau și eu ca să vă spun, adică cu părintele momentan vreau ca să discut, adică în sensul că am ascultat marți care a trecut emisiunea pe care ați purtat, adică la care ați fost invitat, la domnul profesor Chircor, mi-a plăcut foarte mult. Nu, doamnă, stați, iertați-mă, da. Să lămuresc ceva. Da. Nu e emisiunea mea, este emisiunea noastră. Adică nu există un realizator și un invitat. Amândoi facem această emisiune după puterile, fiecare după puterile lui. Scuzați-mă. La un înalt nivel mi-a plăcut extraordinar. Atât de frumos ați vorbit împreună, încât parcă n-am, adică nu parcă, sigur, n-am îndrăznit ca să vă deranjez, că adică așa a fost o temă extraordinară și nemaipomenită și mi-a plăcut mult tare, dar cred că nu numai mie, și de tuturor celor care au ascultat. În al doilea rând, vreau ca să spun părintelui că pe 24 iunie, cu ocazia zilei nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, adică nașul Domnului, am fost cu a mea, dar cu mnăcică, la biserica cu hramul și la care biserică slujiți și dumneavoastră, la părinte Mircea Pricop, Cristian Mircea Pricop, și ne-a plăcut atât de mult că fiecare loc din părticică, din curtea bisericii, din biserică, toate locurile sunt fructificate cu atâta pricepere și cu atâta dăruire ce v-a dat, dar Dumnezeu, atât dumneavoastră, cât și tuturor celor preoți care slujiți acolo, încât am rămas plăcut impresionate. Și, cum să vă spun, trunchiul acela de copac cu Sfânta Cruce pe care ați așezat-o, Doamne, și cu floricelele acelea care sunt de jur împrejurul Sfintei Cruci, și o curățenie de care, bine, asta de când am ajuns, cu ani buni în urmă, am ajuns la Sfânta Biserică, care era și în grădinița aceea, până când să vă mutați la subsol și, cum să vă spun acum, la nivelul solului, adică în cele două biserici, Sfinte Biserici, și lumea, nu știu cum să vă spun, oamenii din parohie, toți care vin acolo, parcă sunt degajați de toate problemele, că e o împovărare în lumea asta, încât e ceva de nedescris, dar acolo oamenii când vin, probabil că le transmiteți, cum să vă spun, viața dumneavoastră de familie a celor câțiva preoți care slujiți acolo în parohie, le transmite și oamenilor. Toată lumea e, cum să vă spun, e degajată, nu e nervoasă, mai mult în costum, dar adică cu ei, cu fiecare, cu ce are, care se cam asemene cu portul, dar popular. Chiar dacă de multe ori hainele nu sunt așa de noi, dar sunt așa, parcă toate
sunt în concordanță cu totul ceea ce este acolo. Da. Ne-a plăcut, am fost super încântate de tot ceea ce se petrece și luminos, e luminoasă și Sfânta Biserică. Da, mulțumim de apreciere. Mulțumim de apreciere foarte mult. Și pentru emisiune și pentru parohie. Bine, sărut mâna, da. Sărut mâna. Sărut mâna. Să timpul iarăși o să zboare, să intrăm în misiunea laicilor. Deci, practic, noi am spus în emisiunea trecută că laicii împreună cu clerul formează un singur trup. Un singur trup și lucrează, și lucrează împreună. Misiune. Și au o singură misiune și lucrează împreună. Aici discutăm de nuanțări, pentru că laicii nu au harul. Nu au har, în laici nu lucrează harul bunului Dumnezeu cum lucrează... Nu au harul sfințitor. Sfințitor, da, harul sfințitor. Au alt har. Poate să aibă... Harul are, de fapt, o altă latură a harului. O altă latură a harului. Un singur har. Da, pe care venim la botez și... Așa. Da? Nu au latura sfințitoare a nu harului. Nu latura sfințitoare. Deci, da. Liturghisitoare. Da, deci ceea ce clericii pot face având acest har, această componentă a harului, noi nu putem face, dar suntem, practic, dacă vreți, dacă îmi permiteți, suntem înhămați la aceeași căruță. Tragem în aceeași direcție, deci nu sunt două misiuni, una într-o parte, una într-o parte, Eu aș zice, domnul profesor, să începem să explicăm ce înseamnă cuvântul laic, că se spune adeseori, se demonetizează sensul cuvântului laic, chiar și în sensul rău. Adică suntem un stat laic, spun atâția, știți, peiorativ la adresa bisericii și așa adică mai departe. Adică fără biserică, în el dar laic, cuvântul laic vine din limba greacă și din Noul Testament, laos tuteu, poporului Dumnezeu. Asta înseamnă, laic înseamnă credinciosul poporului Dumnezeu. Fiul poporului lui Dumnezeu. Părinte, noi o să... Deci etimologia acestui cuvânt vine tot dintr-o formulă sfântă. Laos tuteu înseamnă poporul lui Dumnezeu. Laic, asta înseamnă. Când spui stat laic, este o absurditate. Da. Din start. De conspir ceva, noi avem un proiect, noi doi avem un proiect și vrem ca în emisiuni, în măsura timpului, să explicităm 1, 2, maxim 3 termeni, să explicităm câțiva termeni foarte importanți, toți sunt importanți, dar foarte importanți, iată, ați început. Îi mai presărăm așa din când în când în emisiuni. Cuvântul laic și mă bucur că ați făcut această trimitere la etimologia cuvântului, pentru că și eu în toate cursurile pe care le țin, pornesc de la cuvânt, de la etimologia cuvântului, pentru că din punctul meu de vedere un cuvânt are o încărcătură de informație și o încărcătură de duh. Sigur. Și dacă nu cunoști încărcătura de duh, s-ar putea să folosești în mod greșit un cuvânt și să ajungi în altă parte. De asta s-a ajuns astăzi ca toți ateii și toți contestatarii credinței să se numească pe ei înșiși laici, în mod necorect. În mod incorect, da. Da? În mod nepotrivit. Da, nepotrivit. Pentru că ei nu sunt laici, de fapt. Da, da. Ei sunt doar atei. Și nici măcar atei. Nici măcar atei, că nu există așa. Noi am mai zis. Am mai vorbit despre așa ceva. Am mai vorbit de așa ceva, că sunt nimic. Sunt ceva. Nici măcar atei. Ceva, nu, nimic. Nimic, făcând trimitere la așa. Ora de... Din... Adevărații laici sunt la os tuteu, adică poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu, membrii poporului lui Dumnezeu, care ce poate fi de altceva decât Sfânta Biserică. Da. Deci, fiii bisericii. Asta noi trebuie să lucrăm împreună. Sigur, ca individ, pentru mine, ținta mea cea mai importantă este mântuirea. Da, eu trebuie să lucrez însă, la mântuirea mea. Nu trebuie să permitem cuiva să ne fure identitatea. Nu, laicii care ne ascultă și laicii care sunt în biserică trebuie să-și apere demnitatea de laic a bisericii, pentru că e o mare demnitate. Da, da. Este foarte valoroasă. Da. Dumnezeu a înțeles-o și a specificat-o. De exemplu, în lumina Noului Testament, biserica era așezată pe niște stări. De exemplu, Sfântul Pavel se adresa în epistolele sale prezbiteriului, adică preoților, prezbiterion, da? Adică celor trei trepte preoțești, diacon, preot, episcop, numite generic prezbiteriu sau prezbiterion, și
fraților. Da, da. Prezbiterilor și fraților. Deci cui se adresa? Întregii biserici. Întregii biserici. Cu cele două aripi frumoase, da, frățești, corecte dintre, în relații corecte de frățietate dintre ele. Da? Nu una mai sus decât cealaltă, ci ambele în conlucrare spre lumina lui Dumnezeu. E foarte important ceea ce ați spus și vreau să subliniez. Noi trebuie să avem foarte bine definită identitatea noastră și conștiința identității noastre. Noi dacă nu știm cine suntem, cine suntem și ce misiune avem, noi suntem în foarte mare primejdie. Într-o foarte mare primejdie. Ne ia unul și ne duce... Ne duce din nasul unde vrea el. Unde vrea el. Păcând altfel, dacă eu știu cine sunt, îi spun, stai așa, stop. Eu știu cine sunt, eu acolo... Știu rolul meu. Rolul meu, eu acolo unde vrei să mă duci, tu nu am ce căuta. Eu nu mă duc nici mort acolo. Mai bine mor în locul în care sunt, decât să ajung acolo unde vrei să mă duci tu. Da? E foarte important să avem această conștiință a identității noastre. Evident că cea mai importantă componentă a identității noastre este cea creștină. Sigur. Că este cea mai înaltă demnitate, cea mai înaltă poziție pe care poți să, la care poți să aspiri, să fiu creștin. Și este postura în care ne împlinim. Adică noi, ca familie, ca membri ai unei familii, ca membri ai unui popor, ne împlinim cu adevărat doar în postura de creștini. Da. În postura luminoasă de fii ai împărăției lui Dumnezeu, aici pe pământ, da, și în ceruri. Să mă iertați, dar pentru mine această calitate de creștin este peste cea de, să zicem, cea etnică. Păi este peste. Este peste. Sigur că este. Dar eu nu pot fi bun român dacă nu sunt bun creștin. Bun creștin. Eu nu pot fi bun familist dacă nu sunt bun creștin. Da. Cine adoptă ideea... Ele se leagă. Exact. Cine adoptă ideea stupidă că poate să fie un bun familist și în același timp să-l scuipe pe Dumnezeu pe toate drumurile, acela nu numai că se află în înșelare, dar creează o iluzie. Nu, se învelește în iluzii. Sunt părinte, sunt mai puțini cei care îl scuipă, dar sunt foarte mulți cei care îl ignoră. Și aceia. Sunt foarte și mulți sunt care, la fel. Care, da, care îl ignoră. De fapt, eu în ultima săptămână, vizitând multe biserici cu tradiție din Rusia, mi s-a întărit o convingere că, de fapt, tot ceea ce fac, tot ceea ce mi se întâmplă, toată condiția mea este în strânsă legătură cu distanța între mine și Hristos. Când eu mă apropii de Hristos, merge foarte bine și sunt într-un duh foarte bun și toate sunt în bună rânduială și se curg cum trebuie. Când mă depărtez de Hristos, Hristos este static, este într-un punct, da? Când eu mă îndepărtez de Hristos, în momentul ăla încep să-mi apară problemele. Deci, în permanență, ar trebui să fim cu coada ochiului către acel punct fix, cel mai important punct de referință al nostru, care este Hristos, care e capul bisericii. Este capul bisericii. Mă uit și văd, bă, nu cumva am alunecat? Nu cumva m-am îndepărtat cu un milimetru de Hristos? Asta o spunea foarte frumos, poate că știți, poate că nu știți, domn profesor, dar l-ați parafrazat pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea așa, atâta timp cât biserica are cap pe Hristos, ea va crește necontenit. Eu nu știam. Recunosc. În comentariu la Epistola 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, comentariu făcut de Sfântul Ioan Gură de Aur, spune clar, atâta timp cât biserica va avea cap pe Hristos, ea va crește necontenit. Da. Acum, aș vrea să mai punctăm un aspect, și anume relația dintre laic, mirean și cleric. Preot. Și preot. Nu e vorba de o relație de subordonare, pentru că în biserică nu există subordonare. Există ascultare. Există ascultare. Deci așa cum preotul este sub ascultarea episcopului, așa cum diaconul este sub ascultarea preotului, și eu, mirean, sunt sub ascultarea duhovnicului meu. Atenție! Sfântul Irineu de Lugdunum definea relația dintre cele trei trepte ale clerului, diacon, preot și episcop, care atunci erau marcate de o criză
identitar în perioada lui. Da? Vorbim de secolul 3. Deja a trecut sără 3 secole de creștinism. Și a apărut o erezie numită monarhianism, care era inspirată din cultul soarelui, din vechile credințe asiatice ale cultului soarelui și nu știu ce. Și spuneau, e un singur Dumnezeu? Acest Dumnezeu, nu există Trinitate, nu există Sfânta Treime, e un singur Dumnezeu care are 3 măști, dar e un singur Dumnezeu. O falsitate. Și așa trebuie să se revadă și în biserică. Și ereticii aceștia și făcuseră o pseudo-biserică cu nebunile lor, o piramidă din asta, de tip masonic. Astea-s povești vechi, nu sunt inventate acum recent. S-s povești străvechi. Masonerie de scoase-l de la naftalină. Da. Și ce s-a întâmplat? E, Sfântul Irineu și mai mult decât Sfântul Irineu, Sfântul Ipolit, Papa Romei, la fel au spus în biserică, așa cum fiul este ascultător în toate tatălui, dar fiul este deopotrivă veșnic cu tatăl și de o ființă cu tatăl, așa și în biserică, în cler, episcopul este, reprezintă pe tatăl, preotul pe fiul și diaconul pe Duhul Sfânt, în lucrarea sa extinsă în lume. Ei sunt deopotrivă egali în har, dar sub nivelul ascultării unul trebuie să rămână tată. Că dacă n-ai tată, n-ai familie. Nu știi de unde vii și încotro te duci. Unul este tată, chiar dacă e deopotrivă cu ceilalți, da, modelul trinitar a fost aplicat și a fost aplicat corect bisericii. Același lucru l-aș aplica în relația dintre clerici și mireni. Se aplică la fel, ca și între treptele clericale și între cele două aripi ale bisericii, laici și preoți, și clerici, se aplică același principiu trinitar al iubirii conlucrătoare, izvorătoare la rândul ei de nenumărate daruri de iubire. Da. Să facem scurta noastră pauză muzicală, după care continuăm să vorbim despre această relație laic-cleric. Cuvânt. Din nou în direct, Vestea cea bună, emisiunea Școlii Bâncovenești, cu părintele Mircea Cristian Pricop și Mihai Chircur la microfonul emisiunii, vorbind astăzi despre misiunea laicilor în cadrul bisericii și haideți să mai vorbim puțin despre această relație laic-preot, laic-duhovnic, că dacă vorbim de laic-preot, înseamnă relația mea cu toți preoții, păcând cea mai puternică relația mea este cu duhovnicul meu. Sigur, eu respect întregul cin preoțesc, dar interacțiunea mea este mai ales cu duhovnicul meu. Sigur. Da? Care este starea de normalitate a acestei stări, având în vedere că sunteți și duhovnic, aveți o mulțime de fii duhovnicești? Starea de normalitate în biserică este dată de Sfânta Scriptură și de tradiția de paradosis, da? De predania transmisă de către Sfinții Apostoli pe cale orală, prin viu grai. Anume, preotul are funcția fundamentală de slujitor euharistic al comunității sale. El, dacă și-a pierdut funcția aceasta, poți să-i spui orice. Poți să-i spui șef de unitate, poți să-i spui director de întreprindere, poți să-i spui patron, poți să-i spui orice, dar nu mai este preot. Din start. El trebuie să fie slujitorul euharistic al comunității. Punct. Și cu asta nu se mai dezbate nimic. Atâta timp cât este slujitorul euharistic al comunității, ce înseamnă asta? Exact cuvântul Domnului pe care îl adresează apostolilor săi care ședeau la masă. Cine e mai mare? Cel care servește sau cel care este servit? Toată lumea ar fi tentată să spună că cel care stă la masă este mai mare, că ăla e servit. Eu n-am venit ca să fiu servit. Eu am venit ca să servesc. Din această expresia Domnului nostru Iisus Hristos se extrage esența misionară a preotului în relație cu comunitatea euharistică a sa, cu parohia. Așa. E, cu fiii duhovnicești. Astfel încât preotul în relație cu ei, dacă își pierde sensul fundamental, este absolut orice în afară de asta. Și cu asta lămurim, cred, situația. Aia că mă să privim din punctul de vedere al laicului, a mireanului. Mir, în limba slavă, înseamnă lume. Sau, în limba sanscrită, cuvântul mira înseamnă ocean.
sau imensitate. Fiind din limbă indo-europeană, slava, ca și română de altfel, prin cuvântul mir înțeleg imensitate, dar și lumea în ansamblu ei. Da? Când spui mir, înseamnă lume. Bun. Mireanu, în relație cu preotul său, este fiu, este prieten și este conlucrător în misiunea de dincolo de pragul bisericii. Adică el are la rândul lui obligație misionară prin botezul său. În momentul în care a fost botezat, lui s-a dat așa numită, teologic vorbind, preoție împărătească. Mai spuneți o dată. Preoție împărătească. Mai spuneți o dată ca să înțeleagă toată lumea că noi, după ce ieșim din biserică, avem obligația de a fi preoți ai familiilor noastre, în relația cu seminii noștri și ai copiilor noștri și așa mai departe. Tot ceea ce atingem, cu alte cuvinte, să sfințim. Nu degeaba poporul român spunea omul sfințește locul. Pentru că poporul român, în ciuda acuzației de analfabetism care i s-a adus adeseori, ceea ce nu e relevant, din niciun fel, pentru că popoare care au avut cultură 100% orală au fost adeseori superioare celor care au avut cultură scrisă, de cele mai multe ori, nu? Din punct de vedere spiritual, discutăm spiritual pur și simplu. Putem să discutăm asta într-o altă emisiune, da, cultura orală versus cultura scrisă și așa mai departe. Da. Dar, iată, acest proverb extraordinar dovedește o înțelegere corectă a preoției împărătești, pe care a avut-o Adam. Există în Biserica lui Dumnezeu o singură preoție. Preoția dată în două forme. Da? Sub două aspecte. Preoția slujitoare sau liturghisitoare sau sacerdotală, care are instituite de Hristos însuși și perpetuat de Sfinții Apostoli și așa mai departe, cele trei trepte, diacon, preot și episcop, cei care au dreptul de a administra Sfintele Taine, cei cărora Sfântul Pavel li se adresează cu titlul de presbiteriu, și preoția împărătească, care este dată prin botez tuturor fiilor bisericii, tuturor laicilor, anume acea preoție frățească. Pentru că Sfântul Apostol Pavel îi se adresează celorlalți cu cuvântul fraților. Da? Ei bine, această preoție este unică în misiunea ei și în izvorul ei, că izvorul ei este Duhul Sfânt. Ea de acolo vine. Însă, ea nu se confundă. Nu se urcă una împotriva celeilalte și invers. Aceste excese au avut loc în istoria lumii acesteia în apus. Când, sub auspiciile Romei papale, clerul a fost scos din biserică și pus deasupra ei, în chip autoritar, în chip violent, a născut o reacție adversă, la fel de violentă și la fel de pătimașă, numită laicism, protestantism. Da, e o reacție adversă, într-adevăr. O erezie a născut o altă erezie. Și s-au lovit între ele cele două erezii până le-au venit rău, până și în ziua de astăzi facă lucrul acesta. La noi, în Biserica Ortodoxă, în ciuda faptului că am avut destul de defecte istorice și noi, da? Acest lucru totuși s-a păstrat integru, anume egalitatea, corectitudinea, colegialitatea, frățietatea dintre preot și ucenicii săi. Eu nu sunt mai marele lor, eu sunt doar păstorul lor. Eu nu sunt șeful lor, eu sunt părintele lor. Eu nu sunt cel care trebuie să fie întreținut de ei. Eu trebuie să-i întrețin pe ei euharistic. Trebuie să întrețin focul harului din ei. Și invers, ei la rândul lor întrețin Sfânta Biserică prin misiunea pe care o fac cu copiilor, cu părinților, cu fraților de credință, în relația dintre ei și așa mai departe. Într-o permanentă conlucrare și într-o rețea a binelui. Și aceasta, aș vrea să mă iertați, nu spun nicio noutate, vreau să subliniez numai ce a spus. Toate aceste lucruri, toate aceste acțiuni trebuie să fie continui. Nu-i de ajuns că te urca pe Himalaya.
Deci trebuie, pe Everest, deci da? Trebuie să fie trebuie continu. Să rămâi acolo. Dar trebuie să fie tot continui. Timp. Deci toate astea nu le faci din când în când când ți-aduci tu aminte. Și te lauzi cu ce ai făcut da, în urmă. Și spui, am făcut acum o lună ceva, am mai făcut acum trei luni ceva, da. E, nu, în fiecare zi. Lucrurile acestea, în primul rând, că nici nu se cuantifică. Nu ai noi suntem tentați să cuantificăm. Dar nu avem voie să facem lucrul acesta. Nu, tentația există. Tentația există. Riști cu ajutorul da. Mândriei, ghilimele ajutorul da, mândriei, da, nu da, e ajutor ăsta, da, da, este da, din potrivă. Da. Așa, să distrugi tot ce ai construit până atunci. De aceea se spune iarăși în popor atât de frumos, fă binele și dă-l pe apă, adică uită-l imediat. Da, da, deci tentația noastră astăzi de a cuantifica, de a ierarhiza, nu se aplică în domeniul trebuie, spiritual. Nu trebuie aplicată sub nicio formă în spiritual, pentru că altfel eu pot să spun, am făcut un păcat și 100 de lucruri bune. Ce bucate? Păi am omorât un om. Păi ce, mă, ce ai putut să faci tu ca să te speli de păcatul că ai omorât un om? Avem un mesaj, vreau să-l citim și să-i răspundeți, vă rog, ascultătorului. Mesajul este, Doamne ajută, se pierde din vedere, cred, mult prea ușor faptul că biserica este formată din toți credincioșii, fie cler, fie credincioși. Cumva, cred că s-a transformat ideea de participare la viața bisericii în ideea de asistare la viața bisericii. Ar trebui ca cei din cler să reinsufle sau să readucă aminte celor cărora slujesc care este rolul și scopul lor și anume acela de a participa la viața bisericii. Toți oamenii sunt laici, adică din popor, însă câți dintre noi suntem mireni și câți ne asumăm aceasta? Exact ce... Tocmai abordam subiectul în sensul, acesta. Da, discuția noastră da? Este foarte adevărat, foarte corect. Acum nu dăm vina numai pe cler. Într-adevăr, clerul are demnitatea învățătorească. El trebuie să învețe poporul. Are obligația aceasta, da. Lăsată de Hristos prin hirotonia lui. Da. Dar nici mirenii nu trebuie să te iei cu mâinile în sân și să aștepte ca puișorul golaș de ciocârlii să-i se pună în cioc tot timpul. Ei trebuie să ajungă să crească în Hristos, să se maturizeze. Toți preoți și mireni trebuie să ajungem la vârsta deplinătății lui Hristos. Cum spune Sfântul, trebuie să ne maturizăm. Trebuie să ne educăm unii pe alții. Preotul învață atât de mult de la credincioșii lui. Uitați, de exemplu, mi s-a întâmplat ceva tulburător ieri. Ieri chiar. Am fost la o sfeștanie spre seară la o doamnă credincioasă mea de mulți ani, de 7 ani, al cărei soț a plecat la muncă, cum mulți pleacă săraci peste mărți țări, să aducă un venit în casa lor, că în țara noastră, la noi, vai de capul nostru, și nu judecăm pe nimeni, dar asta e situația. Ba, cum să spun, analizăm eficiența... Analizăm. Conducătorilor. Conștientizăm situația. A conducătorilor. Dar nu judecăm. Nu judecăm. Da. Analizăm eficiența actului de conducere acestei țări. Exact, exact. E, și acest credincios al meu a plecat peste mărși țări și a lăsat pe credincioasă acasă, pe soția lui, cu cei doi copilași micuți. 7-8 ani, cam așa au... cei mititei și împreună cu sora dumneaei și cu soțul acesteia, cu, deci eram 4 adulți și 2 micuți, 2 mititei, la masă după sfeștanii, am stat de vorbă și am vorbit copilașii și mă întrebau foarte interesați tot felul de lucruri. E, la un moment dat unul din copii mi-a spus așa, vorbești ca tăticul meu. Mi-a venit să plâng, era să izbucnesc în plâns în momentul acela. M-am abținut cât am putut, am zis, nu știu ce să fac, m-am strâns de m-am ciupit de deget ca să nu plâng. M-am atulburat atât de mult și zic, măi, uite, ei, cât de micuți mă învață ei pe mine. Da, ce da, înseamnă da. Lucrul ăsta? Da, ce este? Vorbești ca tăticul meu, ce dor aveau ei, că de 2 ani nu-l văzuseră pe tăticul lor. Da, e o tragedie. Și eu am văzut, întorcându-mă de la aeroport, și am rămas tulburat, știți cum? Am rămas tulburat și încă sunt sub imperiul tulburării acelei. Duhovnicești vorbim, nu rău, adică tulburat în sensul stupid. Noi trăim o mare tragedie în această țară. Adică să existe 4 milioane de oameni într-o țară, cum să spun, tragedia țară, fraților da, noștri. Într-o țară foarte bogată. Nu bogat, foarte bogat. Asta o spuneți în calitate de specialist, nu ca nu, mine, nu, eu nu, sunt nu, specialist. Nu, 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 eu vă spun un lucru, aveam 10 ani, când un unchi de-al meu, născut armean, născut în România, emigrat în Uniunea Sovietică în 1948, deportat de Stalin în Siberia, readus după moartea lui Stalin înapoi în Armenia Sovietică și până anii, la începutul anilor 60, era 60 și ceva, când a venit în România,
mi-a zis un lucru care pe mine, pe care eu nu l-am înțeles și m-am revoltat. Mi-a zis, România este o țară mai bogată decât America. Cum să fie România mai bogată decât America? Și am spus, un kilo, cum e posibil? Și a zis, dacă luăm kilometru pătrat cu kilometru pătrat din țara asta, o să vezi că nu e niciun kilometru pătrat care să nu aibă resurse pe el. Că e pădure, că e apă, că e... Ce-i drept? Da? Ce-i drept, domn profesor, la noi în România arunci o sămânță jos și crești singur. Da. Deci e o țară extraordinar de bogată, cu oameni, cu un popor, în ansamblul lui, că nu ne-a putut, da, cu frică de Dumnezeu, da? Care a ajuns în situația de a avea, zic unii, 4 milioane de oameni care au plecat... Au fugit, da? Și asta, și aici e o problemă, că ăștia se împart în două categorii. Pe unii a gonit foamea, efectiv, cum spuneți-o, acel om cazul care a plecat, ieri, da. Cazul de ieri, a plecat să-și poată ține familia, și alții pleacă pentru că nu se mai înțeleg cu frații lui, cu semenii lor de aici. Da. Și se duc... Și nu mai suportă nedreptate. Nu mai suportă toată starea asta, toată nebunia asta, toată dezordinea asta, și pleacă în locuri aparent mai liniștite, dar aceea este o liniște, cum să vă spun, materială, nu duhovnicească. Adică frivolitate. Da? Deci mergem în niște țări din Occident, catolice sau protestante, care sunt foarte curate, foarte așezate, da, cu un nivel de cultură civică și de care vrem noi, dar care n-au duh. N-au duh. Și aș invita, când cineva merge într-o țară de asta și vede un muzeu din ăsta, o biserică mare și frumoasă, să intre în biserică la slujbă și să-mi spună și mie după aia dacă a vibrat ceva în el, în biserica aia minunată, mare și frumoasă și veche de... Totuși ea săracă a fost construită din niște oameni foarte... Credința oamenilor a clădit acea biserică, dar astăzi... Copiii de azi... Da, starea de azi, starea duhovnicească... Nu mai valorifică duhovnicește. Da, ei decât sunt... ca muzeu. Decât ca muzeu. Taie biletul la intrare și atât. Da, așa cum am văzut în Rusia biserici care nu... Erau muzee, pur și simplu. Muzee cu... sculpturi, cu tablouri. Nu poate fi nimic mai nefericit decât situația aceasta. În care n-am... Și în schimb, biserici mai sărace, mai simple, dar făcute efectiv pe rit, acolo simțeai, vedeai un altar simplu, câteva pereți zugrăviți cu câteva imagini biblice, acolo vibrai. În sfârșit... Cu alte cuvinte, preotul trebuie să-i vadă, domn profesor, pe credincioșii lui ca pe membrii familiei sale. Dacă nu îi va vedea așa, greșește enorm. Și invers, ei trebuie să-l vadă pe preot ca pe membru familiei lor. Eu zic că asta este vestea cea bună pe care trebuie să transmitem ascultătorilor noștri, fraților noștri, să încercăm să lucrăm împreună, să luptăm dacă este cazul, ca să reașezăm relația preot la mirean pe acest făgaș de instituit de Hristos. Care este cel neperitor. Da. Dacă acest lucru vă este, să spunem, limpede, cred că este punct de plecare pentru alte reflecții. Timpul s-a scurs, trebuie să ne luăm rămas bun de la ascultătorii noștri și să le dăm întâlnire săptămâna viitoare, aceeași oră, pe aceeași frecvență. Stați tari în credință. Doamne ajută! Amin!